2016 a fost un an plin pentru Autoritatea Națională pentru Turism, care a elaborat viziunea de dezvoltare și marketing, documentul care trasează obiectivele și acțiunile necesare pentru transformarea României într-o destinație turistică competitivă, adaptate cerințelor uneia dintre cele mai dinamice și performante piețe pe plan internațional. Obiectivul general îl reprezintă stimularea interesului potențialilor turiști de a-și petrece vacanțele în zonele turistice din țară, prin creșterea notorietății României ca destinație turistică de calitate, creșterea activității formelor de turism cheie și dezvoltarea turismului sustenabil ca motor al economiei naționale și locale. De asemenea, acțiunile de promovare turistică a României s-au concentrat cu precădere pe piețele prioritare, în funcție de numărul de turiști sosiți în România, Germania, Franța, Italia, SUA, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Rusia, Ungaria, precum și pe cele de oportunitate, Spania, Polonia, Israel. În același timp, au fost realizate și acțiuni de promovare turistică la 36 de manifestări expoziționale externe, pe 3 continente, în 23 de țări. Efortul de promovare turistică a României a avut ecou și în presa internațională, prin articole pozitive în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, India sau China. Bun găsit, sunteți la Economia Turismului, sunt Laura Dragomir, președintele Autorității Naționale pentru Turism, Anca Pavel Nedea, este prezentă, mulțumesc foarte mult. A mai trecut un an cu noi, da? Prea repede și eu spun asta, mi-aș dori să fie vară 2016, da. Dar nu pot să spun în gura mare pentru că ar fi alții care ar vrea să treacă anul acesta, nefiind foarte bun pentru ei și prefer să mă abțin, deși numai ce am spus-o. Ne-am întâlnit de câteva ori pe parcursul acestui an aici, în studioul Travel Mix, și aș vrea acum să facem o analiză a acestui an din punctul de vedere al marketingului, cum a fost și cu ce resurse ați reușit să promovați turismul românesc. Să vorbim despre pe ce s-a concentrat acțiunile de promovare, să vorbim despre oportunitățile pe care le-ați avut sau pe care le-a avut turismul românesc și cum au fost valorificate sau ce nu s-a putut face. Să vorbim despre participare la târguri de turism, despre ecourile în presa internațională, ce nu au fost puține, despre turism de sănătate, ecoturism, proiecte finanțate din fonduri europene, însă, pentru început, aș vrea să stabilim un lucru și să ne povestiți. Știu că la începutul anului, când am făcut prima emisiune împreună, ați propus sau vorbeați despre o propunere privind reorganizarea Autorității Naționale pentru Turism într-un proiect de hotărâre de guvern înaintat Ministerului de Resort. Ce s-a întâmplat cu această inițiativă? Da, mulțumesc, doamna Dragomir, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că începem cu lucrurile, să zicem, mai dificile și nu foarte fericite, ca să terminăm apropiindu-se sărbătorile de iarnă într-o notă pozitivă. De ce nu așa fericite? Pentru că proiectul de reorganizare al Autorității Naționale pentru Turism era piatra de temelie a repoziționării turismului în România din punct de vedere al acestei autorități centrale. Un proiect la care am ținut foarte mult pentru că, fiind manager de atâția ani, știu că fără resurse umane, resursele cele mai importante din panoplia de resurse pe care trebuie să le acceseze un manager performant și un management performant, fără resurse umane, așa cum spuneam, schimbările nu pot fi decât, să spunem, foarte perisabile, deci nesustenabile. Anul acesta, împreună cu, din păcate, trebuie să spun, o parte destul de restrânsă de specialiști din Autoritatea Națională pentru Turism, care am lucrat permanent, am reușit să facem performanță. Am spus eu în altă ocazie că, din păcate, a fost o tipologie de management de tranșee. Așadar, pe ce, și dezvoltăm imediat, pe ce s-a pus, pe ce ați pus accentul în ceea ce privește această reorganizare?
Ați vorbit despre forța umană. Forța umană. Ea a fost punctul de referință? Centrul acestei reorganizări a fost, bineînțeles, organigrama și resursa umană. Și aici ne confruntam, Autoritatea Națională pentru Turism se confrunta deja cu deficiențe de structură încă de la reconstituire, de la reînființare, și această reînființare a avut loc în 2013, atunci când MDRT-ul, fostul MDRT, Ministerul al Dezvoltării Regionale și Turismului, s-a spart în actualul MEDERAP și în actuala Autoritatea Națională pentru Turism, dar și deficiențe datorate unor schimbări ajunse acum, să zicem, în punctul de atingere, așa cum este faptul că Autoritatea Națională pentru Turism a gestionat fondurile europene pentru promovarea brandului de țară, proiect demarat de pe vremea MDRT-ului, iar la 31.12.2015 aceste finanțări și aceste proiecte s-au finalizat. Noi, având în structură un organism intermediar cu 39 de oameni, tineri specialiști foarte buni, care din păcate au rămas, ca să spun așa, fără obiectul muncii, deci fără proiecte pentru turism, deși au o specialitate și o specializare foarte bună, au experiență de a gestiona peste 150 de milioane de euro din fonduri europene și deși am făcut adrese și demersuri la Ministerul Fondurilor Europene, la Ministerul de Resort, la Ministerul Dezvoltării Regionale, la Ministerul Agriculturii, unde sunt axe de finanțare gestionate pe industria ospitalității, pe turism și pe care am fi putut să ajutăm și noi să le gestionăm, deci nu să preluăm autoritatea de management, ci pur și simplu să se depună proiecte și în cadrul Autorității Naționale pentru Turism, astfel încât apropierea de mediul privat, de mediul din industrie pe care, ăsta e adevărul, numai Autoritatea Națională pentru Turism are legătura, dialogul de atâția ani, cunoașterea problemelor, a necesităților atunci când se elaborează ghidurile, să fie făcută din locul cel mai logic, Autoritatea Națională pentru Turism, prin acest organism intermediar. O altă problemă era faptul că au fost, v-am zis, aceste vicii de structură încă de la înființare. Autoritatea Națională pentru Turism a fost înființată fără departament economico-financiar. Sunt financial controller în industria ospitalității, fără un departament contabil financiar. Nu există inima unui business sau al unei structuri de stat. Este perfect valabil. Și atunci s-au adunat și continuă tot felul de sincope grave în activitate, bineînțeles foarte multe probleme legate de documentație, dar și de partea financiară, de detaliu, adică pur și simplu existența unor centre de rentabilizare, centre pe detaliu a modului în care se cheltuie banii. Și fără un centru economico-financiar, cum ați gestionat finanțele foarte așa cât greu au fost ele în anul acesta? Am avut mare noroc pentru că sunt expert contabil, m-am suspendat din tabloul CECAR pentru că a trebuit să fac acest lucru odată cu acceptarea acestei poziții. Sunt financial controller, așa cum v-am spus, dar președinții dinaintea mea sau oricine nu are obligația de a avea această expertiză. A fost o întâmplare fericită sau nu, mă rog, vom vedea, pentru că am plătit-o scump. A trebuit să suplinesc și această activitate cât s-a putut. Cât s-a putut pentru că o asemenea activitate reclamă anumite proiecte și exerciții zilnice, da, cu responsabil pe fiecare din lucrări, așa le numim în contabilitate, lucrări, lucruri care nu se fac, iar anii anteriori, ca și anul ăsta, acest lucru a fost suplinit cu tot felul de măsuri nesustenabile, încercând să contractăm în exterior un anumit expert care stă câteva luni și apoi nu mai stă, pentru că se confruntă cu ce s-a adunat din trecut și cu o situație foarte grea și încărcată a activității și în prezent, sau nu are priceperea necesară și îl iei așa cum este procedura la stat, dar neavând tu expertiza de a-l diagnostica, ca să spun așa, te confrunți apoi cu rezultatele. Și acest lucru se vede și din rapoartele Curții de Conturi, care au auditat atât performanța cât și activitatea economică din anii trecuți.
Anul acesta a fost cu atât mai greu cu cât singurul coordonatorul acestei mini-structuri inventate de doi oameni, două doamne, a plecat. Activitatea oricum nu a fost judicioasă sau nu a fost realizată corespunzător din lipsă de resurse și nu numai și de pricepere și atunci a trebuit să găsesc o altă soluție, să contractăm o firmă de extern. Vedeți, nu se asigură nici continuitatea și țin foarte mult să spun și faptul că cele două persoane alocate pentru asta nu au pregătire contabilă, țin partea de ALOP, așa se numește în sistemul public, adică pentru cei din privat, că știu foarte bine, țin contabilitatea primară. Deci nu aveam un expert contabil, un contabil autorizat. O altă vagă problemă și nu vreau să pur și simplu să umplu timpul cu probleme, dar țin foarte mult să se transparentizeze această situație, mai ales că nu am reușit să trecem reorganizarea cum ne-am dorit și e proiectul esențial pe care vreau să-l demarez. Bun, acum, la începutul anului. Ce se întâmplă? Încerca să treacă să-l din nou? Reluăm. Să da. Reluați. Îl vom relua. E o procedură sufoasă? E procedura pe care o necesită orice hotărâre de guvern. Dacă nu există, să spunem, suficientă înțelegere, deși noi am fundamentat foarte bine și am făcut foarte multe demersuri, eu m-am întâlnit cu toți cei din structură pentru a înțelege cât de important e pentru această industrie existența unei structuri adaptată cerințelor actuale, versatilă, puternică, bine poziționată și, ca să spun așa, mai într-un limbaj mai popular, care a făcut curățenie în casă, e foarte greu să privești spre un viitor asumat. Și atunci, da, consider că este baza de repoziționare a Autorității Naționale pentru Turism, repoziționare pe care am reușit-o anul ăsta din punct de vedere al imaginii, al performanței, am făcut performanță, dar încă o dată nu e sustenabilă. Pentru că primul lucru pe care l-am făcut și de atunci l-am făcut în fiecare zi de când am preluat managementul autorității a fost să mă gândesc ce va găsi cel care vine după mine. Și am datoria față de români, față de publicul din industria de travel, să știe că, din păcate, cel care va veni, sau dacă rămân eu, dar la un moment dat va veni cineva după mine, trebuie să găsească o structură așa cum am descris-o că ar trebui să fie pentru această industrie. Nu avem nici corp de control în organigram atunci când a fost înființat, nu avem direcție de audit, iar partea cea mai importantă, și cu asta am încheiat acest subiect, dacă îmi permiteți, pentru că am avut acele fonduri europene, structura organigrama a prevăzut strict un departament, o direcție de management brand. Asta înseamnă oameni care erau specializați, au ajuns să fie specializați cel mult pe promovare. Promovarea trebuie să decurgă dintr-un marketing, iar marketingul dintr-o strategie integrată. Faptul că noi am făcut mai promovare fără să avem marketing, fără să gândim specialiști pe marketing și provocările sunt extraordinare și se schimbă de la oră la oră, așa cum ați punctat și într-o altă emisiune. Mulțumesc! Și atunci, ce se întâmplă dacă nu va trece acest proiect? Cu toată sinceritatea, când în ianuarie, așa, când reluați? Ar trebui acum, odată cu schimbarea, guvern, cu schimbare, pentru că se dau hotărâri de guvern de reînființare, să fie luată în considerare și acest proiect. Se prevede și un minister al turismului? Din ce am auzit, da. Acum, eu nefiind implicată politic, nu am cum să știu, să am vreo siguranță, dar din ce am lecturat și eu în mediul online, în presă, îmi doresc, eu, colegii mei din industrie, ne dorim cu toții să nu neapărat să existe un minister și vă spun asta, nu că nu ne dorim. În final, cei din mediul politic și cei care vor face guvernul decid care sunt necesitățile. E foarte importantă reprezentarea turismului. Faptul că dacă sau nu este văzut ca o strategie națională, important, dacă acest domeniu este prioritar și nu numai la nivel declamativ și în ministru care ne va reprezenta, întotdeauna este bine să avem un sprijin foarte puternic dacă vrem să trecem astfel de proiecte, dar vom reînainta acest proiect pentru că, v-am zis, e punctul de pornire pentru ca agenții economici, antreprenorii, românii care aduc atingerea acestei industrii de care toți beneficiem, să găsească în Autoritatea Națională pentru Turism un partener viabil, puternic, care le oferă resorturile necesare dezvoltării. Bun.
la baza a orice stă o strategie, o viziune pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Cel că, puțin, da, lumea comentează momentul în care 5 ani, se gândesc la ce ai făcut în ultimii 5 ani, da. Dar 5 ani chiar reprezintă... În management este o perioadă foarte bine, foarte bine stabilită. Există o strategie în acest moment? Da, asta este o promisiune onorată și mă bucur că am trecut și la lucruri foarte bune. Reamintesc, mi-ați dat ocazia și în altă emisiune și vă mulțumesc că am reușit fără să plătim niciun leu, fără să plătim o altă entitate specializată, să lucrăm cu specialiști din interior, proiect pe care l-am manageriat personal, ca manager de proiect, împreună cu directoarea mea de cabinet, Adina Triandafil, noua strategie de dezvoltare și marketing a turismului românesc, document în care am regăsit pentru construcția acestuia parteneri extraordinari în asociații, ONG-uri, federații, actori sau freelanceri, toți oameni inimoși care și-au dorit, fără să aibă, să fie plătiți într-un fel, să aibă o contribuție la dezvoltarea viitoare a turismului și a României, pentru că turismul trebuie din nou să transmită acest mesaj, e foarte important. Toată lumea știe acest lucru, toată lumea este de acord cu acest lucru, că este important să devină punct de reper în strategia unei țări până la urmă și în promovarea ei, pentru că este și generator de bani. De bani. Însă, pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți să vă mai spun pentru publicul larg, această strategie poate fi regăsită online, este încărcată pe site-ul autorității, un document programativ nu cu limbaj de lemn, nu băxit, nu plictisitor, frumos în imagini, foarte bine marketat, nu numai în poze, dar în concepte și cu o construcție foarte, foarte autentică, care ține cont de realitățile românești, în schimb foarte ancorată în prezentul și viitorul planetar și al trendurilor din industria de travel, foarte interesant de citit, așa că dacă treceți de prima parte obligatorie de statistică, vă spun că nu o veți mai lăsa din mână, iar următorii pași sunt, odată cu instaurarea noului guvern, din nou reînaintarea pentru transformarea acestei strategii în hotărâre de guvern, pentru a avea forța necesară și a finanțării, dar și a implementării obiectivelor. Și a fi respectată ca atare, pentru că ar avea mai multă autoritate. Deci, și atunci ne întoarcem acum la punctele pe care mi-am propus să le atingem în discuția noastră. Munca de promovare, marketingul așadar. Spuneați în ceva mai devreme că s-a promovat, promovarea a existat fără nicio îndoială, însă nu are picioare solide până la urmă. Nu are picioare Cât solide. Cât timp n-ați avut un suport în structura respectivă. Am încercat să compensez pentru că am format și am încercat odată anumite poziții eliberate să aduc oameni pregătiți în marketing. Nu s-a putut să aducem mulți oameni prin transfer, sau pur și simplu am lansat concursuri pentru ocuparea poziției respective. Cred că așa funcționează la stat. Da, concursuri. Ori transfer, ori concursuri. Noi organizăm concursuri în general. Au intrat 2-3 specialiști pe marketing care și-au și dovedit aportul extraordinar. Dar e nevoie de realizarea unei structuri odată cu reorganizarea, o structură foarte puternică care să unească atât dezvoltarea pe partea de forme de turism, dar separat, care să oferă baza strategiei și a dezvoltării și a formelor de turism și a profesorilor turistice, dar separat o structură puternică de marketing, promovare, reprezentare, comunicare, relații internaționale. Nu disipată în tot felul de compartimente mici cu o singură structură de promovare fără specialiști de marketing, ceea ce noul proiect de reorganizare este prevăzut. În momentul în care vom avea această structură, sperăm, la începutul anului 2017 și va dura până vom găsi specialiști, mai ales că concursurile durează, dar odată această structură existentă cu o parte de departament economic-financiar solid și cu noua strategie de dezvoltare și marketing pe care o avem, deci există viziunea de dezvoltare, există obiectivele și banii alocați și cu bugetul pe care l-am cerut pentru anul acesta și îl vom cere până la execuția 2021, pentru că e deja proiecția făcută, adică
minim 13 milioane de euro pentru acordați pentru implementarea proiectelor de marketing și promovare. Stop. Vom arăta altfel. Stop. Așadar, care a fost bugetul anul acesta încă o dată? 2 milioane de euro pe promovare. Și ați apreciat că ar fi fost nevoie de 13 milioane. Așadar, pentru anul 2017 a cerut 13 milioane de euro. Da. Nu sunt ceruți așa cum se face la stat strict cu o hârtie de fundamentare. Încă o dată, cererea noastră se bazează acum pe noua strategie de marketing care are obiective generale și specifice clare, inclusiv cu acțiuni în detaliu, cu bugetul paușal previzionat. Deci cu un document tehnic programativ în spate. Dar 2 milioane primiți sigur. Eu sper să nu mai primim. Nu, se înțelege că vă doresc și eu să primiți câți mai mulți. Acești 13 milioane sau aceste 13 milioane sunt doar pentru promovare? Da. În plus, ați mai avea nevoie și de alte sume de bani și da. Pentru ce? Da, bineînțeles, partea de care am amintit de dezvoltare teritorială. Ce înseamnă asta? Sau de infrastructură turistică? Sunt cumva legate între ele. Partea de infrastructură turistică și anul acesta am reușit, iar un lucru extraordinar. S-a dat publicității pe la mijlocul anului, la sfârșitul verii, printr-o hotărâre de guvern pe care am trecut-o, am reușit prin ordin de președinte, ordinul meu, să deblocăm alocarea sumelor pentru investiții strategice în turism. În 2014 și în 2015 aceste sume nu au mai fost alocate. Ministrul de resort a sprijinit acest proiect și a reușit trecerea lui, astfel încât cele 21 de investiții majore finanțate de Autoritatea Național pentru Turism până acum și lăsate, să zicem, într-un punct din ăsta de mijloc, ori 30% execuție, ori 50%, ori 70%, cele care erau în faza terminală, mai exact 6 dintre ele, dintre care 4 în domeniul schiabil, au fost finanțate pentru a fi finalizate, iar România se va bucura de cel puțin încă 6 proiecte noi în turism. În 2017 avem programată finanțarea altor proiecte prioritare și finalizarea lor, pentru că odată trecută hotărârea de guvern este posibilă această finanțare. Deci, practic, scopul este stimularea interesului turiștilor și străini, că și nu străini, stăm grozavi, nu sunt grozavă la capitolul incoming, creșterea notorietății României ca destinație turistică de calitate. Însă, înainte de a dezvolta și acest subiect, o întrebare care se impune. 13 milioane de euro sunt necesare pentru promovarea turistică pentru 2017. Da. Ați apreciat dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, tot de echipa de experți. Ați primit doar 2. Alte ministere, da? Sigur, suntem în Ministerul Economiei aici, dar alte ministere pentru a face, pentru a face comparație și a vedea dacă este mult, dacă este puțin, dacă este firesc, pentru că în momentul în care auzim 13 milioane, ni se pare o avere de nu se poate, când de fapt puțin, este foarte puțin. Da. Dați-ne alt exemplu pentru a avea un punct foarte de reper. Bună întrebarea. Foarte bună întrebarea, doamna Dragomir, și dacă îmi permiteți ca și telespectatorii noștri să aibă o imagine mai clară, o să compar cu bugetul de promovare al altor autorități centrale din alte țări. Iată. M-am gândit că e mai bine. Noi suntem cumva poziționați ca și circulații de turiști străini atrasă pe teritoriul României, nu pe ultimile locuri în niciun caz, dar să spunem că sub media europeană. Pentru cei de pe media europeană, bugetele alocate sunt între 7 milioane, 8 milioane, 15 milioane de euro sau mai mult, apropiați de poziția noastră, în condițiile în care ei au deja un istoric în care an de an s-au alocat acești bani. Deci, noi având un istoric în care, cu excepția perioadei cu fonduri europene, unde nici acolo nu am fost pregătiți și n-am avut structura necesară. Acolo erau bani, am înțeles, foarte mulți bani, dar jumătate nu au fost cheltuiți, Jumătate a reușit să fie atrași și să știți că este, după un an și ceva, aproape un an jumătate, aici vă spun că este încă un caz fericit. Nu că nu au fost multe deficiențe și o să-mi și explic afirmația. Aceeași lipsă de management, de viziune. Nu este suficient să reușești să atragi finanțarea. Dacă nu pregătești instrumentul managerial care să poată gestiona și regulile, procedurile, iar oamenii să fie foarte bine trainuiți de
atragere și folosirea acestor bani, normal că rezultatul nu va fi unul dintre cele mai fericite. Deci e vorba de administrare, de management și ceea ce lipsește structurii publice, nu numai Autorității Naționale pentru Turism, în general a statului, este această lipsă de management, de administrare, de management judicios. De aici vin toate probleme. Dar ca să ne întoarcem la comparație, deci noi nu avem nici pe departe acest istoric. Avem nevoie de 4-5 ani, iar ne întoarcem la cei 5 ani de care spuneți dumneavoastră. Așa se verifică niște de lucruri. Alocări nu bine gândite, eficiente și am dovedit anul ăsta câte putem să facem fără bani, prin parteneriate, cu viziune, da, cu mediul online, dar nu se poate face totul așa. Deci, măcar 4-5 ani avem nevoie de un buget de 13-15 milioane de euro, atenție, nu suficient, și care să aibă structura corespunzătoare și know-how să și folosească judicios acești bani și pe baza unei viziuni de dezvoltare coerente. Mulți pași din ăștia, deci viziunea există, am cerut bugetul, vrem să ajungem la structura potrivită și cu ajutorul lui Dumnezeu și al Guvernului vom trece această reorganizare și până la sfârșitul anului vom avea o structură deja cu specialiști. Mă întrebam cine are putere mai mare, Dumnezeu sau Guvernul în cazul ăsta, da? Nu știu, sincer. Dar aveți dreptate. Ce incoming au celelalte țări care dispun an de an de, să spunem, aceeași sumă care apreciați că este necesară? Bună întrebarea. Țări consacrate din piața europeană ajung la o circulație de 30 de milioane de turiști străini atrași. Iar noi am avut anul țări acesta... Țări mari, Franța, Spania și așa mai departe, noi ajungem la 2 milioane de euro, 2 milioane de turiști, la bani, da? Ce înseamnă contabilul. 2 milioane de turiști cu amendamentul că sunt, să zicem, oficial, cel puțin la 2015 au fost 1.200.000-1.300.000, anul ăsta a mai crescut cu 20% și că sunt foarte multe statistici neînregistrate, ca să spun așa, sau neraportate. Deci eu aș spune că neoficial ne putem duce până la un 2,5 milioane turiști străini atrași sau chiar mai mult, dar oricum departe de nu trebuie să ne comparăm acum cu Franța, cu Spania. Și nici nu ne imaginăm parte. Că dacă în cazul fericit obțineți 13 milioane, ajungem la anul viitor, vom avea 30 de milioane de turiști străini care ne vor vizita. Lucrurile astea este important să se întâmple treptat. Cu toate acestea, ați reușit prin conexiuni pe care le-ați făcut cu alte evenimente, prin puținii bani pe care ați avut la dispoziție, prin... nu știu, prin sinergii, să știți. Utilizarea judicioasă, utilizarea corectă a banilor, da, pe care i-ați avut la dispoziție și ați participat sau ați reprezentat România la foarte multe evenimente. Da, peste târguri, 32 de manifestări. Numai târguri, plus foarte multe alte evenimente, unele chiar organizate integral de Autoritatea Națională pentru Turism și aici vreau să amintesc de conferința Organizației Mondiale a Turismului, unde l-am avut invitat pe secretarul de stat, premierul Antu. Mi s-a părut un lucru minunat. V-am avut moderator, moderator. A fost o experiență minunată și ecourile au fost pozitive și nu datorită mie, ci a manierei în care, dumneavoastră, a manierei în care s-a organizat toată povestea aceasta și poate se organizează și anul viitor pe o altă temă, desigur. Și sperăm să continuăm să aducem conferințele Organizației Mondiale a Turismului, pentru că reunesc și atrag foarte mulți specialiști know-how din exterior, spunem lumii că suntem parte dintr-o Uniune Europeană și dintr-un sistem unde ne cerem poziția cuvenită. Și ca să ne întoarcem la manifestările expoziționale, față de anul trecut s-au făcut economii foarte bune, nu alterând imaginea, eu zice chiar din contră, și asta o dovedesc premiile câștigate la Berlin, în Moscova, în Austria, în Varșovia, unde am fost țară parteneri și am câștigat cel mai frumos stand, la Chișinău, deci numeroase premii cu bani mai puțin, cu un concept cât de cât, a spune, chiar vizibil unitar, și
punctând foarte mult pe prezența acolo, pe manifestare, pe interconectare, pe activități, pe eveniment în sine. Trebuie spus, în schimb, că procedura de a organiza acest eveniment este foarte dificilă, foarte greoaie, comportă niște riscuri manageriale fantastice și aici vreau să pomenesc numai faptul că de multe ori, până în ultimul moment, chit că faci procedura din timp, nu știi dacă reușești să faci standul, pentru că poate să se înscrie cineva la licitație sau nu, sau poate să conteste de două ori, de trei ori și toate reclamă câte 30 de zile reluarea procedurii. Deci, faptul că nu putem securiza aceste prezențe, să nu reușim să modificăm sistemul astfel încât să fie unul cât mai atent, cât mai corect și să limiteze ilegalitățile. Să fie și în flux, pentru că lucrurile astea nu se pot întâmpla. Părerea celor din exterior este se mai duc la încă un târg de turism, mare scofală, imediat organizezi standul. Dar până faci toate procedurile acestea, până când sunt aprobate, până se mișcă oamenii din structuri, că nu avem numai oameni care ar trebui să-și găsească locul, ăsta este adevărul, în cadrul structurilor statului. Este foarte greu, plus prevederile acestea legate de achiziții, deși anul acesta a venit și cu o lege a achizițiilor publice care s-a plecat mai mult pe eficiență și nu pe cel mai mic preț și așa mai departe, dar încă o învățăm cu toții și sunt foarte multe blocaje. Aș mai vrea să spun legat de participările la târguri că vreau din tot sufletul să mulțumesc consiliilor județene care ne-au fost partenere. Este deja un model pentru noi, un tipar bătut în cuie începând de anul acesta, parteneriatul cu consiliile județene, cu asociațiile de promovare turistică, cu birourile, centrele naționale de informare turistică și să mulțumesc agenților economici, tur operatorilor care au venit alături de noi. Întotdeauna simt că suntem o echipă când mergem împreună, mediul privat, dar și UAT-urile și această sinergie între autoritate centrală, UAT-uri, mediul privat s-a văzut foarte bine anul ăsta și prin nou concept de management integrat al destinațiilor. Am vorbit despre asta, aș vrea să mai amintim în a doua parte a emisiunii, când aș vrea să mai vorbim și despre ecourile pe care le-a avut, pentru că nu-i puțin lucru să scrie publicații importante despre tine și despre Așa este. Cu siguranță a avut și ce să scrie și despre parteneriate cu structuri și entități Google și Caravana Google fiind una dintre acestea, însă după o scurtă pauză de publicitate.